Dacă ai fi pe o insulă pustie și ai avea doar paleta asta cu tine și ai vrea să te machiezi, iată ce rezultat ai obține. Hei, bună! Eu sunt Raluca și mă bucur să fim din nou aici împreună. După cum ați văzut deja în ceea ce am prezentat la începutul acestui video, astăzi m-am gândit să mai povestim un pic despre produsele de machiaj pe care eu le folosesc, mai cu seamă despre brandul care a reprezentat startul a ceea ce se întâmplă acum. Benefit Cosmetics România, așa cum știți dacă mă urmăriți de la început, dacă nu, puteți să mergeți la primele videoclipuri pe care le-am încărcat aici. Videoclip? Am zis bine videoclip? Așa, m-am apucat de YouTube în momentul în care am câștigat concursul Influencer pentru un an, organizat de Benefit. Asta însemnând că Benefit m-a selectat în urma unui concurs să primesc tot ceea ce primesc influencerii din România cu privire la produsele lor, să vorbesc despre ele sau să fac orice cred eu cu ele. Și mie mi s-a părut o ocazie bună să pornesc acest canal de YouTube. Astfel că, pentru videoul de astăzi, mi-a venit o idee, respectiv să vă povestesc despre această paletă. Cheek Leaders Pink Squad se cheamă ea. Așa arată pe interior, este absolut paleta mea preferată din toate timpurile și vă zic imediat de ce. Vă arăt ce produse am folosit anterior, ca să știți, și dacă aveți întrebări legate de ele, îmi puteți scrie în comentarii, pentru că le folosesc de 4 luni și ceva, de aproape 5 luni și am o părere foarte bine făcută despre ele și putem să povestim. Am folosit în primul rând acest primer, The Professional, este absolut primerul meu preferat. El la bază este pentru
tenul gras sau mixt, așa cum ați văzut, eu îl folosesc doar în zona T și foarte puțin în zona asta. Cred că se aude o bormașină. Îl tapotez astfel încât să rămână pe piele, nu îl frec foarte mult. Pe deasupra, când vin cu fondul de ten, folosesc evident un burețel din acesta ca să pot să tapotez și să nu mișc foarte mult primerul de sub el. Dacă nu îl aveți pe ăsta, vi-l recomand. Dacă nu aveți încredere în ce vă zic eu, nu trebuie să aveți încredere, mie îmi place și îmi face bine mie. E posibil ca vouă să nu vă facă bine sau să nu vă placă sau să nu se potrivească pielii voastre. Puteți să vă achiziționați din Sephora sau de pe Sephora, din câte am văzut eu, sper să nu vorbesc prostii, varianta de travel. Oricum folosiți o cantitate mică și ăsta vă ajunge foarte mult timp. Însă, puteți să încercați varianta de travel. Apropo de asta, mie îmi plac foarte mult produsele travel size pentru că, în primul rând, pot să le iau cu mine oriunde, în al doilea rând, mi se pare că în produsele travel size există o cantitate suficientă din produs și aici mă refer la machiaj, nu neapărat la creme. Pentru că, de exemplu, un produs travel size ca acesta pot să-mi ajungă, nu știu, câteva zile și nu mă satisface. Ăsta, de exemplu, care are 10 ml, din asta pot să folosesc o săptămână maxim. Nu vorbesc de creme, vorbesc de machiaj, vorbesc de rimeluri, de palete de farduri, de palete de contur, de orice vreți voi din gama aceasta. Apoi, ca să revenim la subiect, am folosit acest fond de ten Hello Happy, mie îmi place foarte mult, mi se pare că este potrivit tenului meu, ei spun că are un medium coverage și SPF 15, nu am folosit alt SPF pentru că stau în casă, evident, tot stăm în casă, și nu o să ies și nici nu mă bate soarele în balcon, prin urmare nu am nevoie de SPF astăzi. Da, e un produs care îmi place, însă din păcate este nuanța 5, așa l-am primit într-un goodie bag de la Benefit și îmi este foarte închis, așa că l-am combinat cu unul foarte deschis, ați văzut și voi asta, astfel încât să rezulte ce am aici. Am mai folosit și o pudră translucidă ca să fixez tot ce am făcut până acum, și era să uit. Preferatul meu din totdeauna. Asta este Boeing Cakeless Concealer numărul 3, îmi este super potrivit, este extrem de bun, e o cantitate foarte mare de produs aici, nu știu câți mililitri sunt, 5 ml, îl folosesc de câteva luni, nu în fiecare zi într-adevăr, pentru că am foarte multe și simt nevoia să le rulez, să le testez, să văd cum sunt, să, în fine, însă pe asta l-am folosit foarte mult, la fel și fondul ăsta de ten, amândouă îmi plac, rezistă pe ten, de cele mai multe ori le aplic cu acest primer și cu siguranță și ăsta își face foarte bine treaba, însă sunt super mulțumită de rezultat. Apoi, mai avem partea de sprâncene și putem să trecem la ce vreau să vă povestesc. Precisely My Brow. Precisely My Brow este un creion de sprâncene care are acest vârf. Mi-a fost frică 4 luni de zile să îl încerc, l-am tot din goodie bag-ul de Welcome, dacă pot să zic așa, de la Benefit. Mi-a fost frică de acest vârf. Pentru că nu știam cum o să mă descurc eu cu el, mi se pare foarte greu să strasez sprâncene, în fine. După 4 luni când mi-am luat inima în dinți, nu mai pot trăi fără el. Înainte foloseam Cabrau și în continuare voi folosi Cabrau pentru că este, din punctul meu de vedere, cel mai bun produs. Am o nuanță ușor închisă, este 4, însă nu mă deranjează, eu sunt brunetă, brunetă, când eram mică eram super neagră în păr, sprâncenele îmi sunt super negre, oricum nu fac nimic, nu le vopsez, nu le deschid, nu le fac nimic, nu mă deranjează să folosesc asta chiar dacă sunt blondă, pentru că mi se pare că se vede că am sprâncene, adică nu e ca și când nu am, iar alegerea mea să fiu blondă a venit la pachet cu faptul că sprâncenele sunt negre și am știut de la început că sprâncenele vor fi mai închise decât restul părului și nu vreau să fiu nici măcar un trendsetter, vreau să vorbesc despre ceea ce îmi place, ceea ce folosesc.
să, așa cum ați văzut în ce am postat până acum, și nu neapărat să vă zic să faceți și voi musai ca mine. Voi o să faceți oricum cum vreți, fiecare om este liber să decide ceea ce face. Eu asta fac, asta îmi place, dacă vă inspir, mă bucur. Dacă nu, sper să petrecem 10, 15, 20 de minute cât o ieși acest video împreună aici. Deci ăsta e varianta de travel într-adevăr. Vi-l recomand, puteți să-l cumpărați în varianta asta mică sau în varianta normală, oricum ar fi, e foarte bun. Din câte știu eu, produse cu limite de 0,5, adică au de la 1 până la 5, dar de exemplu o să găsiți și 3,5, care este cumva ca nuanță între 3 și 4. Aveți toate detaliile pe site, pe Sephora, dacă vreți să vă alegeți nuanța, și nu cred că vă va fi greu să faceți asta. Da, Benefit e preferatul meu. Acum, peste am folosit Gimme Brow, puteam să folosesc și 24 Hour Brow Setter, care la fel e un produs de setare, arată așa, este transparent, care îmi place foarte mult. Pe ăsta îl folosesc foarte mult când filmez pentru Ejoli, pentru că mă schimb cu 10 milioane de rochii și evident că se mai întâmplă să scot una așa și să-mi deranjez sprâncenele. Ăsta le face să stea atât de fixe încât nu se mișcă, ori de câte ori mi-aș schimba rochii. Însă acum, pentru că stăm aici în confortul casei noastre, l-am folosit pe acest Gimme Brow, care este tot într-o variantă mini și e suficient, eu îl folosesc de o grămadă de timp și nu s-a terminat. Așa arată, are o periuță din asta mititică și efectiv plasează produs cu periuța asta pe sprâncene în momentul în care voi treceți periuța prin sprânceană. Foarte bun, vi-l recomand, cred că îl găsiți pe Sephora în variantă mini, cred că pe toate le găsiți și în variantă mini, încercați-l pentru că este divin. Și asta este tot ceea ce am folosit până acum și ce vreau să facem în acest moment cu paleta asta pe care eu o iubesc din tot sufletul, este să ne machiem pe față, pe toată fața, cu ea. Nuanțele sunt următoarele. Hai să văd cum mă descurc cu această pensulă pe care nu o folosesc, dar nu vreau să o scot de aici pentru că e simpatică, săraca. Nuanțele sunt următoarele. Dandelion, care este ăsta de aici, care e o nuanță mată. Sper că se vede ceva acolo la voi. Mai am California, pe care eu nu l-am folosit până acum, dar pe care intenționez să-l folosesc astăzi. Urmează Dallas. Nu știu cât se observă, dar ne descurcăm. Tickle, preferatul meu în ceea ce privește iluminarea. Cred că se și vede cât de iluminant este. Și Hoola, care este preferatul meu în ceea ce privește conturarea. Astea sunt toate, cumva sper că ajung aceste culori la voi. Asta e foarte frumos, foarte frumos, California. Da, îl vom folosi imediat. Și ce vreau să fac este să conturez toată fața folosind aceste produse. În sensul ăsta am nevoie de pensula aceasta Evantai pentru iluminator, mai am nevoie de pensula aceasta pentru blush, eu pentru blush o folosesc, pe ea scrie 101, este de la Avon, nu știu să vă dau mai multe detalii despre ea. Mai avem nevoie de pensula aceasta, care este 104, care la bază ar fi de fond de ten, dar pe care eu o folosesc pentru blush. Adineaur, cred că am zis tot de blush, asta e pentru conturare. Ne descurcăm, o să vedeți pe parcurs. Și o să mai avem nevoie de niște pensule de fard. Probabil că pe astea am să le folosesc. Așa, hai să începem și să vedem ce o să iasă. Și vă zic pas cu pas ceea ce fac și sper ca bormașina care se aude să se oprească mai repede. Bun, în primul rând îl luăm pe Hoola, ăsta de aici, cu pensula de contur, pensula pe care eu o folosesc pentru contur. Și încercăm să conturăm
zona aceasta. Mie îmi place foarte mult să conturez aici fix sub pomeți sau fix sub pomeți, pentru că mi se pare că mi se alungește fața și mi se pare că se vede foarte bine zona asta conturată. Ce am învățat eu uitându-mă la videourile Andrei Ali, mă mănâncă nasul, cred că la ea am văzut, sper să nu greșesc, este că în momentul în care conturezi zona asta, înainte să termini, trebuie să duci un pic în sus, să tragi un pic de marginea superioară a ei, astfel încât în momentul în care vii cu blașul să se îmbine foarte frumos. Și da, mi se pare că e un truc pe care ar trebui să îl folosim dacă ne conturăm zona asta, ca să nu avem fiecare zonă delimitată și să fie așa niște nu știu ce. Sper că se vede și la voi. Cred că e un pic mai intens în cameră decât este el în realitate, în camera de filmat, decât este el în realitate, dar o să vedem până la final cum se mai vede sau încerc să mă poziționez într-o altă poziție astfel încât să vedeți și voi foarte bine. Dar îmi place cum arată, arată foarte bine. Acum, tot cu hula, ca să delimităm cumva toată fața, să nu rămânem așa cu ceva la mijlocul ei, am să mai conturez și zonele astea ridicate are frunții. Asta înseamnă că iau un pic de produs și mă poziționez aici și mă poziționez și aici. O să blenduiesc ușor ca să nu rămân așa ca și cum aș avea două coarne. Și cred că tot de la Andrea Ali am învățat că fiecare jumătate de față trebuie să aibă un 3. Astfel încât conturarea pornește de aici, trece pe aici și se termină aici. Deci vin pe bărbie și marchez un pic zona. La fel am să fac și în partea asta. Pornim de aici, trecem pe aici și delimităm un pic zona asta a bărbiei. De fapt, nici nu cred că e bărbie, că bărbia e aici, în centrul ăsta. E mandibulă, e lateralele bărbiei, hai să-i zicem așa. Gata conturată. Am folosit hula. Hula fiind acesta, dintre produsele din paleta asta Chic Leaders. Este absolut demențial. În continuare vom folosi blush. Acum am niște dubii. Deși, cred că dubiile mele o să fie satisfăcute de Dallas. Dallas este cel din mijloc de jos. Și eu îl iau cu pensula asta de fond de ten pentru că am încercat eu la un moment dat, cred că tot la un make-up artist am văzut pe YouTube treaba asta, mi-a plăcut și am zis de ce nu, hai să fac și eu asta. Și am rămas și de atunci, de când am văzut prima oară cât de bine se aplică cu ăsta, am rămas și exclusiv folosesc o pensulă din asta de fond de ten pentru aplicarea blush-ului. Și îl aplicăm în felul următor. Tapotăm ușor. Nu vreau să fie nimic strident, vreau doar să, ca fața să fie ușor conturată. Aplic prin tapotare pentru că așa funcționează foarte bine asta. Nu aș putea să o aplic așa, ea fiind de forma aceasta tăiată în vârf, nu ar merge foarte bine altfel, dar este vis, este absolut genială. Și pentru că am aplicat, ia să vedem cu care pensulă, pentru că am aplicat și aici concealer și am deschis un pic partea asta a nasului, revin la hula și iau o pensulă de fard. Pensula asta e de la Revolution, este E102, e ușor tăiată, înclinat și aș vrea să conturez un pic și nasul.
Ceea ce nu e foarte greu, dar nu e nici foarte simplu. Eu am mai făcut asta până acum de vreo 3 ori. Dar mi se pare că un nas conturat dă foarte bine. Și ca să nu fie ceva în exces, am să vin un pic cu pensula de pudră și am să estompez. Nu știu cât o să se vadă acolo la voi, nu este strident, pur și simplu am trasat o linie aici și una aici, pe lateral la nasului. Teoretic, cred că ar trebui să merg până aici sub sprânceană, dar dacă mă uit de la distanță, mi se pare perfect așa. Am să fac niște poze după să văd cum se vede în poze, data trecută când l-am aplicat, dar nu cu hula, mi-a plăcut foarte mult. Ok, trecem la următorul pas ca să terminăm cu partea asta de conturare a feței, iluminatorul. Am o pensulă de la Oriflame, o folosesc de foarte mult timp, o spăl, se spală foarte bine, s-a zbârlit un pic, dar merge în continuare. Și pentru iluminare îl folosim pe Tickle, obvious, nu aveam ce să folosim altceva. Iau un pic de produs, îl scutur și marchez zona asta. La fel și dincolo. Pe asta nu-l apăs foarte tare pe ten, pentru că nu vreau să se ia decât ce e pe deasupra pensulei, nu neapărat să îl, nu știu, împing în ten sau în produsele pe care le am. Îl mai aplic și în zona asta. Îl aplic în vârful nasului. Nu. Îl aplic aici, la baza nasului, că nu-i vârful, Dumnezeule. Și zona mea preferată. Mi se pare magic să îți conturezi așa și apoi să vii cu un creion de contur și cu un ruj. Este absolut demențial. Nu știu dacă am vreun ruj pe aici, sper că da. Bun, acum... Teoretic am terminat de conturat, super simplu și rapid, cu paleta asta de la Benefit, pe care era să o scap, fața. Vreau, tot cu aceeași paletă, să conturăm și ochii. Pentru că mi se pare că dacă ai un fond de ten, un rimel, un produs pentru sprâncene, în afară de cremă de față și ce-ți mai iei tu pentru rutina de dimineață și de seară, dacă ți iei paleta asta cu tine în vacanță, este suficient astfel încât să fii machiată și să pară că ești machiată cu produse de machiaj pentru ochi, cel puțin în cazul ochilor. Și atunci, eu am în momentul de față pe pleoape anti-charcon. În momentul în care l-am întins aici, am venit cu burețelul și pe partea superioară, astfel încât să se uniformizeze cumva culoarea pielii. Iau acum pensula aceasta cu care am făcut conturarea în zona asta și o trec, fără să iau produs în plus, și o trec pe pleoapa superioară. Tot ceea ce mi-a rămas pe pensula aceasta, după ce am folosit-o, s-a transferat acum pe pleoapa superioară. Dacă voi credeți că pentru voi nu este suficient, puteți să mai luați produs, să-l luați pe hula, de exemplu, și vă aplicați o bază pe pleoapă. M-am gândit eu astăzi, uitându-mă la aceste nuanțe, să fac în felul următor. Aș vrea... să folosesc o combinație de acestea trei cu colțul ochiului iluminat cu Tickle. Și voi aplica un pic de dandelion, care la fel nu e o culoare si de fată, nu știu, poate se vede aici mai bine pe pensula asta că e curată și ar trebui să preia exact culoarea. Pe acest dandelion îl voi aplica în zona asta. Pe pleoapa mobilă.
Uite, dacă stau așa drept, ar trebui să vedeți diferența între ploapa asta cu dandelion și ploapa asta care nu are decât resturi de hula din pensula mare. Se setează un pic ploapa mobilă cu această culoare. Vin acum cu o altă pensulă și o să o aleg pe asta, care este chic. O am de pe Parfumo și îmi place foarte tare. Și am să iau, ia să vedem încă o dată cum e asta, ok. Și am să iau un pic de California. Este ocazia mea să îl folosesc pe California asta, care teoretic pare si de fa, dar practic în momentul în care îl iau pe pensulă, văd că nu. Așa arată produsul pe pensulă. În fine, om vedea imediat ce și cum. Și să îl aplic exact aici în acest cris. Vedeți? Deja e o diferență între ochiul ăsta unde am aplicat două produse și ochiul ăsta unde am doar unul. Wow! M-am super machiat, ce pot să zic. Am să revin cu pensula pe care am folosit-o inițial, cu Dandelion, astfel încât să blenduiesc marginile. Mai avem un singur pas, vom folosi Tickle în colțul intern și sub sprânceană ca să dăm așa o culoare frumoasă. Și iau pensula asta pe care o am tot de pe Parfumo, este tot chic. Din păcate nu prea le mai au în momentul de față sau le au la niște prețuri care mie nu îmi fac ochiul, dar să știți că în momentul în care le-am luat am dat 7 lei pe fiecare și sunt super bune. Ok. Hai să iluminăm și zona de sub sprânceană. Ca să fie o strălucitoare toată ziua. Și am terminat cu machiajul ploapei superioare. Pentru ploapa inferioară, super simplu, o să fac următorul lucru. Iau acest gen de pensulă, iau cea mai închisă nuanță din această paletă și am să o iau pe Dallas, pentru că mi se pare că e mai intensă un pic decât Hula. Cu pensula asta super mititică și efectiv merg pe sub gene dintr-un capăt în altul. Cam așa arată, nu e nimic special, este un maro pe sub gene pe care am să îl rezolv acum cu pufoșenia asta, astfel încât să fie și suficient de intens și să nu mă deranjeze și ochii să fie relativ frumos conturați. Asta e un machiaj foarte simplu. Am să încerc să fac niște poze ulterior și inserez aici la finalul acestui video ca să vedeți de aproape cum arată, pentru că arată foarte bine și îmi place foarte mult. Și cred că nu mai am nimic de făcut. O să mai pun niște rimel, care nu are legătură cu produsele Benefit, însă este produsul meu preferat. Este acest Size Up mascara pe care voi îl știți pentru că v-am tot povestit de el. Este absolut genial. Mi s-a încurcat o geană. Mi se pare că este cel mai bun rimel pe care eu l-am folosit până în momentul de față. Am o variantă mini pentru că mi-am dorit să îl testez. L-am luat din Sephora și avea un preț foarte bun, undeva la 29 de lei. Și am primit și un demachiant mititel pentru el.
funcționează foarte bine cele două. Demachiantul este acesta. Foarte bine funcționează. Eu mai aveam varianta mare, acum am început să o folosesc pe asta mică, deși intenționam să o folosesc în vacanțe, dar nu previzionez că o să plec curând în vacanță, așa că nu aș vrea să expire. Când voi pleca și când va fi momentul, am să trec prin Sephora să mi mai cumpăr sau probabil că am să păstrez recipientul acesta și am să îl reumplu. Da, merge reumplut. Pentru vacanță e suficient să pun dintr-unul mare, prin urmare am să-mi iau varianta mare pentru că urmează să dau o comandă pe Sephora, acum ce să zic? Shopping. Bun, deși nu fac asta în mod normal, acum i-am aplicat și pe genele inferioare rimel pentru un efect ceva mai dramatic, având în vedere că sunt machiată subtil la ochi și nu am niciun creion. Aș fi putut să folosesc tușul ăsta pe care l-am tot de la Benefit, care îmi place foarte tare, îmi place această pensulă, periuță, ce-o fi ea, însă am zis că nu este cazul ăsta și o să povestim altă dată despre el. Bun, dacă nu credeți că puteți să faceți un machiaj folosind o paletă de conturare, iată-l, acesta este. Mie mi se pare că arată foarte bine, mi se pare că în vacanță este o variantă foarte bună, deși nu este chiar ușurică. Paleta vine și cu instrucțiunile acestea de folosire și ar trebui să vă fie foarte simplu să folosiți, să o folosiți uitându-vă aici, intră în catul acesta, e foarte drăguță și e super calitativă. Dacă v-a plăcut acest video, am rugămintea să îmi dați un subscribe pe acest canal, pentru că e foarte important pentru mine să știu că îmi sunteți alături și că sunteți aici și că vă uitați la ceea ce fac. Nu e musai, așa cum v-am spus, să luați de bun ce fac. Sunt lucruri care mi se potrivesc foarte bine mie. Sunt lucruri pe care eu le testez și le fac de foarte mult timp. Nu m-am dat cu ruj, am să mă dau ulterior. Pentru că am vrut să vedeți ce se întâmplă în momentul în care decizi să folosești doar paleta aceasta. Aveți o zi minunată, să ne revedem cu bine, aștept în comentarii părerea voastră despre modul în care eu am utilizat această paletă Cheek Leaders. Dacă aveți ocazia să o comandați, vă recomand din tot sufletul să o faceți pentru că e genială. Știu că există în mai multe nuanțe, eu o am pe aceasta Pink Squad, dar voi puteți să vă alegeți o altă variantă cu alte culori, dacă ele vă sunt ceva mai potrivite vouă. Sper că v-a plăcut acest video, vă mulțumesc, să aveți o zi minunată și ne revedem curând cu o altă idee năstrușnică de a folosi produse cosmetice. Eu, nefiind make-up artist și neaspirând la acest statut. Pa, pa!